Mihaela Bădescu din Dobro, Sloven, județul Olt, practică boxul la ACS Prietenia Caracal și a obținut anul trecut medalia de aur la campionatul european de tineret de la Erevan. Zilele trecute, alături de alte trei fete și patru băieți, au plecat în Italia, unde urmează să participe la un puternic turneu de box, competiție care ar putea să le ofere bilete pentru locurile olimpice din acest an, ce se vor desfășura la Paris. Mihaela s-a pregătit serios pentru acest turneu și speră să ne reprezinte la Olimpia. În mai puțin de o săptămână va începe turneul de calificare din Italia pentru Jocurile Olimpice, mai exact pe 3 martie. Și îmi doresc să vin cu biletul de calificare. Hai România! Turneul de box din Italia a strâns un număr impresionant de peste 600 de pugiliști din 113 țări. La această competiție sunt oferite pentru Jocurile Olimpice de la Paris 21 de locuri pentru competiția feminină și 28 pentru cea masculină.